Bine, deci noi mai așa repetăm. Bună dimineața! Am ajuns la masă în întârziere, bineînțeles, dar te-am căutat și nota, am vrut să văd. M-am gândit, oare ce facem azi? Oare se potrivește asta, asta, asta? Am calculat, am pus așa chestii în balanță. Arubina! Bună dimineața! Bună! Ce Arubina! Cred că le-au plăcut și colegilor ținuta mea, pentru că au zis că e frumoasă. Mamă, domnul Arubi, am venit cu haine super frumoasă, sexy. Vai de capul meu! Înainte să facem repartiția, da, domnule, voi doi trebuie să fiți mereu împreună, așa că facem așa. Nu e normal. Nu e normal. Dar noi doi... Să știi că și Liviu cu Andrei au lucrat așa. Da, și noi stăteam așa ca proști să ne lege un nebun. Mai în spate? Mai. Puh, ce ascultător, deja mă simt, mă simt. Dar mai ne poate, dai pe spate. Oh, scuze! Zbate-te un pic! Ce să zbate? Că m-am uitat la ei, bă, da, proști suntem. Dar nu proști. N-ai cum să le spui proști, că e alinți. Nu știu ce e sub prost. A, sub prost e Sony și Curichi, asta. Să schimba lumea, bă, nu? Bă, ăștia chiar nu... Da, să schimba lumea, nu? Ori săraci au fost bătuți, eu nu mai știu că eu n-am mai fost de mult în emisiune, eu am lipsit un pic. I-a bătut așa rău? I-a traumatizat? Bine, și pe mine că și mă băteam, nu stăteam. Nu știu ce. Eu unul nu pot să înțeleg, îmi pare rău. La loc, la loc. Deja mă obișnuiesc. E bine, e bine. La loc. E bine, gata, veniți aici. De ce spre câinii tăi la loc, la loc, la loc? Lasă că-ți vine rândul și ție. Mie să stau așa. Marine, spune ce facem astăzi. Uite, asta facem. Eu, Jador, Adriana, Patriția, mergem la Topraisar. Ce este Topraisar? Să facem rost de murături. Murături vara, bre. Liviu, Rubi, Ricky și Sony. Oho! Super! Avem o mare, mare, imensă bucurie. De data asta, merge la munca cu Liviu. Ce mai bine. Citește tu ca să nu zici că... Merg la plajă. Da, la căprițele Dianei. Să facă rost de brânză. Oh. A, ce frumos! Da? Liviu, Liviu, vezi că ne-am îmbrăcat frumos. Da, nu nicio problemă, dar tu știi că cu mine... Știu, noi... Holiday! Mergem! Oh. Eu cunosc, am muncit de foarte multe ori cu Liviu și... E un vis să muncesc cu el. Oh! Da! Succes! Noi începem cu o pauză. Da? Foarte capra. Păi și cu o plajă, cu nu așa, știi? Ce bine! Da, sunt de acord cu ideea lui Liviu. Haide să ne relaxăm un pic. Haide să stăm la o cafeluță, la o limonadă, la o... Să ne cunoaștem între noi. Vreau și eu așa cu pauză. N-ai nimerit. Ai tras bățul scurt. De asta m-ai luat, ca să te asiguri tu că muncesc. Păi nu muncesc, nu știi că eu nu vreau să muncesc. Eu am venit în vacanță. Îți spun eu, asta suntem cu Liviu. Da. Și o să vezi ce frumos e cu el. Nu face nimic. Adevărat, mai da. Să scotem asta. Este doar cu vorbele multe și... Adevărat. Uite cum, cum suntem îmbrăcați, da? Da. Și ne întorcem tot așa de frumos. Până la urmă pleca Neamărin și... Înainte să pornim noi, mai trebuie să bem o cafea, mai trebuie să povestim un pic. Da. Și am găsit un foișor lângă masa de micul dejun și ne-am îndreptat acolo. Deci copii astăzi? Da! E zi de sărbătoare? Da. Îi explic lui Neamărind 100 de ori. Bă, când vrei să faci ceva cu oamenii tăi, ia-o mă ușor. Și am început ziua cu o relaxare. Rubinare, că ea nu e... Ea n-a luat bătaie până acum. Da. Dar eu cred că suntem cam cei mai bătuți oameni. E adevărat. Bă, băieți, mai puteți să luați bătaie în halul ăsta? Mai puteți să luați bătaie, în primul rând, ăla e bătrân senil. N-aveți cum să lăsați în continuu să vă umilească. I-am zis, Ricky, ești și tu Ricky. Și tu japonez. Asta vrei să... Spună stră nepoții cum spunea, era un ultimul japonez, a fost bătut de unul de la Teleorman. Fii tu mai bărbat un pic. Deci, da. Bătaie oricum ne luăm. Că adevărat. Mergem sau că nu mergem la capre. Da. Nu mai bine ne luăm bătaie și nu mergem. Neamărin, dacă află, cred că îi fug opincile singure până aici și... Și gata. Dar, na, Liviu fiind urmașul lui Neamărin, cuvântul lui pentru noi este ca și cuvântul lui Neamărin. Deci, se spere pe Liviu. Deci, ce facem azi?
Nu știu. Ce puteți face pe aici cu corbul? Barcă, ceva. Se primă cu barca? Da.